O dansatoare și-a pierdut brațele și picioarele după ce a fost mușcată de un țânțar în timp ce se afla în vacanță. Din cauza țânțarului care a mușcat-o, dansatoarea s-a îmbolnăvit de cea mai mortală formă de malarie. Tatiana Timon a fost dansatoare și trăiește în sudul Londrei. Ea spune că este recunoscătoare că este în viață după experiența groaznică prin care a trecut. În luna mai 2022, femeia a plecat într-o excursie de dans în Angola. Ea a declarat că a avut 10 zile fantastice, dar la întoarcere acasă, viața ei s-a dat peste cap. În timp ce se afla în străinătate, femeia a fost mușcată de un țânțar și a luat malarie fără să știe. Abia la câteva zile după ce s-a întors la Londra, lucrurile s-au înrăutățit. Era atât de slăbită încât nu putea ajunge singură nici măcar la toaletă. O prietenă a chemat ambulanța care a transportat-o de urgență la spital. Testele au confirmat că simptomele ei erau cauzate de o formă mortală de malarie. Boala s-a agravat rapid și a dus la septicemie. În câteva ore, femeia a fost indusă în comă. Pentru a preveni răspândirea infecției la organele vitale, medicii au fost nevoiți să puteze toate cele patru membre. Toți prietenii mei și familia mea erau îngrijorați pentru că doctorul le spunea că voi muri, a declarat femeia. Când m-am trezit din coma, am știut, am văzut că sunt în spital și am știut că mi s-a întâmplat ceva, dar în acel moment nu știam cât de grav era, a declarat ea. Femeia încă învață cum să se descurce singură. Ea spune că este hotărâtă să devină 100% independentă. Relatează știrile ProTV.ro.